Bună, dragii mei, bine vă găsesc o nouă citire și o nouă săptămână și intrăm într-o săptămână de sărbătoare pentru că avem foarte multe motive să sărbătorim, chiar dacă nu pare, să știți că avem foarte multe motive să sărbătorim. În primul și în primul rând ne sărbătorim pe noi ca și nație și contribuția noastră la tot ceea ce se întâmplă în energia acestui pământ românesc, așa că la mulți ani și să-ți pui la mulți ani ție, să-ți pui la mulți ani strămoșilor tăi, să îți onorezi strămoșii și să rămâi conectat, conectată cu energia strămoșilor, onorându-i în această săptămână, la mulți ani celor care se sărbătoresc de Sfântul Andrei, Andreea, la mulți ani și nu uitați întotdeauna când aveți un nume ca acesta, că aveți o misiune specială, așa că fiți atenți ce are Sfântul Andrei să vă transmită, puneți-vă această intenție pentru a vedea, da, ce mai aveți voi de făcut. Este vorba despre o contribuție, nu este vorba să vă împlinească vouă nu știu ce dorințe, ci cum aș putea să contribui, pentru că numele pe care îl purtați și oricare nume, dacă aveți un nume sfânt, vine cu această energie de a contribui și de a face o lume mai bună. Între 29 noiembrie și 5 decembrie, da, ce mai sărbătorim noi? Ne vedem la Revelionul Îngerilor, da, pe 4 decembrie, de-abia aștept să ne vedem la Angels Day. Încă te mai poți înscrie în această săptămână și am 20 de interviuri pregătite pentru voi cu oameni cu totul și cu totul speciali. Vom vorbi despre tot ce înseamnă energia anului acesta 2022 și ne vom pregăti pentru acest an. Deci va fi fantastic, iar în data de 4 decembrie voi face și citirea anuală live, dragii mei, adică o să fiu acolo, o să fac acea citire și o să vedeți cum aveți ocazia să vă conectați din timp la energia acestui an și să descărcați, de fapt, toate instrumentele de care voi aveți nevoie. Deci, pe 4 decembrie avem sărbătoare și sărbătorim și Revelionul Îngerilor, dar nu neapărat într-o zi oarecare, ci vorbim despre o zi deosebită, pentru că este această lună nouă, luna aceasta nouă în Săgetător, avem și eclipsa asta de soare și ce este important să înțelegem este că între luna plină pe care am avut-o în Taur și luna aceasta nouă se descarcă extrem de multe, se descarcă o anumită cunoaștere, primim foarte multe mesaje prin intermediul viselor, de să fim foarte, foarte atenți la tot ceea ce vine spre noi în această perioadă. Ce o să folosesc eu acum? O să folosesc acest set de cărți oracol. Vorbesc despre cărțile de tarot cu îngerii, mai exact, deci cărți de tarot. Sunt cărțile care le găsiți pe cadouri pozitive, unde nu uitați că am mai adus bețișoare, am mai adus produse frumoase, brățări, așa că aveți ce alege acolo pentru cadourile acestea care urmează să le facem acum în luna aceasta decembrie. Deci nu uitați să vă uitați și pe cadouri pozitive. Vreau să iau aceste cărți de tarot cu îngerii pentru că acestea le folosesc și în citirile anuale pe care le-am început, apropo de întrebările voastre, când încep, deci vă puteți înscrie la citirile acestea anuale. O să găsiți mai multe și pe YouTube-ul meu acolo în care am un video în care explic, nu o să stau acum să explic ce înseamnă aceste citiri, dar găsiți acolo informațiile. Însă m-am dus la acest set de tarot pentru a vedea puțin energia acestei săptămâni, săptămâna bucuriei din calendarul nostru motivațional, este și acesta antipar, așa că o să-l aveți și acesta curând pe cadouri pozitive și e foarte important mesajul acestei săptămâni, este legat de alegeri, fac alegeri care îmi aduc bucurie. Dar să vedem ce ne spun și cărțile acestea de tarot, care este energia acestei săptămâni. Și uitați-vă cine vine, vine Arhanghelul Jofiel. Arhanghelul Jofiel care vrea să ne transmită
că este extrem de important modul în care noi ne raportăm la această perioadă. Mi se spune că noi, în momentul în care înțelegem că tot ceea ce se întâmplă vine să ne șlefuiască pe noi, vine să ne susțină toată situația asta în a face alegeri și în a ne face planuri pe termen lung. Adică toată energia aceasta ne susține pe noi în a ne poziționa. Toată această lună nouă ne va reseta și ne va poziționa, dar atenție, pe termen lung. Și noi trebuie să avem această viziune, să lucrăm, să ni se aducă mai multă claritate, să lucrăm cu Jofiel pe tot ce înseamnă curgere, iubire necondiționată. De asemenea, să înțelegem că fiecare dintre noi avem steaua noastră, fiecare dintre noi avem ceva de dăruit, nu am venit aici întâmplător și trebuie să ne asumăm acest rol pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și să vedem acum care ar fi provocarea acestei săptămâni și uitați-vă ce frumos, avem această carte, șaptele acestea de aer, care ne spune că toate planurile noastre trebuie revizuite. Deci noi avem nevoie acum, da, să ne repoziționăm, dar pentru a putea să ne repoziționăm trebuie să ne revizuim, da, intențiile, dorințele, s-ar putea ceea ce noi ne-am dorit să nu mai fie valabil acum. Avem nevoie să privim dincolo de aparențe, iar atunci când lucrurile nu funcționează, nu există o anumită sincronicitate, înseamnă că trebuie să stăm detașați, să nu forțăm, dar să privim lucrurile ca și observatori, fără a intra într-o energie de agitație. Deci, dragii mei, dacă ceva nu funcționează în perioada aceasta, înseamnă că nu este pentru voi, înseamnă că trebuie să regândiți lucrurile. Bun, și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni. Ia uitați-l aici pe Jeremiel, care ne vorbește despre această renaștere, dar e fantastic cum se aranjează mesajele acestea, reevaluează, deci re-re-reuri avem în toată această săptămână, revizuiește și evaluează, fă o estimare favorabilă a situației în care ești și este timpul pentru o nouă direcție. Cât de clar poate să fie mesajul, nu? Adică avem luna asta nouă și ca să nu mai zic energia Angels Day, care o să-ți dea exactă claritatea aia și o să știi exact care este direcția, pentru că oamenii te vor inspira, vei primi mesaje de la Arhanghelul Gabriel pentru a vedea pe ce anume trebuie să lucrezi, deci este exact energia de care ai nevoie și șansa, da, să te poziționezi și să știi ce ai de făcut. Bun, și pentru că am povestit extrem de mult despre faptul că în această perioadă putem primi mesaje prin intermediul viselor, o să iau și un mesaj din acest set Angel Dreams, să vedem ce ne poate ajuta în această perioadă și ce ar fi important să facem. Ia uitați-vă, avem energia aceasta a zeițelor, energia aceasta a asumării, dacă vedeți, ciclurilor lunii. De ce zic asta? Că am avut cartea asta și se repetă, deci noi trebuie să ne onorăm ciclurile. Trebuie să înțelegem când un ciclu se încheie, începe altul și noi trebuie să înțelegem că ancorarea noi în revelațiile, în conștientizările noastre este cea mai importantă. De asemenea, noi când vorbim despre energia aceasta a zeițelor, vorbim despre tot ce înseamnă onorarea aspectului feminin, acela care susține, nu este acela care acționează, este acela care creează cadrul, da? Care hrănește, nu e acela care cumva forțează lucrurile. Deci să ne onorăm pe noi din acest spațiu de a hrăni visele pentru a putea să știm care este direcția și de a merge înainte. Ia să vedem din cărțile mele, da, cine ne mai susține, care dintre arhangheri poate mai vine alături de noi.
Da, vine și Jofiel încă o dată ca să ne sublinieze că tot acest proces, mai ales că avem foarte mult de evaluat, reevaluat, abia începe și este nevoie să avem răbdare. Da, cu răbdarea putem să construim pas cu pas și răbdarea în sensul în care dacă nu ne iese ceva, înseamnă că nu este neapărat momentul sau nu este contextul necesar și atunci o să putem ști ce avem de făcut, vom putea să fim observatori. Deci, super faină energia asta pentru că cumva intrăm în energia lunii decembrie care vine cu această nevoie de descoperire și reașezare și ne susține foarte mult în toate demersurile pe care noi le avem de făcut. Dar să nu uit să vă invit pe data de 30. Pentru cei care vreți să vă întâlniți într-un cadru, să zic așa, de siguranță, într-un cadru intim și magic, că nu știu cum să-i spun altfel, avem întâlnirea cu cei dragi plecați, singura, să zic, rugăminte, dar oricum îngerii au grijă și în mod special Arhanghelul Azrael are grijă, este să treacă 40 de zile din momentul plecării. Puteți să vă întâlniți dacă primim și permisiunea lor și sunt și ei pregătiți, da, acest cadru de întâlnire și de eliberare, de susținere cu cei dragi plecați. Deci pe 30 noiembrie ne vedem cu cei dragi de dincolo împreună cu Arhanghelul Azrael care va face, să zic așa, această intermediere. De asemenea, pentru că mi-ați tot spus, da, ne vedem și pe data de 7, când am o provocare pentru voi, este vorba despre atelierul cu arhetipul prostituatei, cu toate compromisurile pe care le facem noi pentru un anumit interes. Citiți foarte citiți pe îndelete ce am scris acolo despre această prostituată și dacă vă enervează, eu vă rog să vă înscrieți pentru că va fi cu multe aha-uri. Și data de 21, ghiciți ce avem? Avem cuvântul anului și acest atelier știu că l-așteptați de mult. Sunt cele trei evenimente mari care vă ajută și vă susțin în energia anului care vine. Vorbim despre Angels Day, ne vedem pe 4 decembrie, vorbim despre citirea anuală care este 1-1 și vă puteți înscrie, da, pentru a avea parte de această citire anuală și vorbesc despre cuvântul anului. Toate trei vă susțin în a vă crea anul 2022 de data aceasta, a crea anul care vine și a vă pregăti, să zic așa, pentru a primi acest an. Iar 2022 nu se anunță neapărat un an, se anunță un an cu foarte multe daruri, pentru că l-avem pe Arhanghelul Gabriel alături de noi, însă va veni și cu foarte multe momente de trezire și pentru a putea să le susținem va fi nevoie să ne antrenăm, va fi nevoie să facem lucruri în așa fel încât să fim cât mai autentici, cât mai sinceri cu noi și a înțelege, da, care sunt punctele noastre vulnerabile și a începe să le acordăm hrană și atenție. Așa că, da, este săptămâna bucuriei, intrăm într-o altă energie, în energia lunii decembrie, care, da, ne va reseta și ne va ajuta cumva să fim mai aproape de noi și ne apropie, să zic așa, și ne începe să ne lucreze, să zic așa, pentru a primi și a înțelege întâi la nivel subtil ceea ce ni se pregătește în 2022. Așa că multe anunțuri, multă informație, fiți atenți la vise, aveți lângă pat un carnețel și un pic să vă notați ce primiți acolo și puneți-vă intenția de a înțelege acele mesaje și de a le integra și gestiona în timpul vostru cu ușurință și grație. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult, abia aștept să ne sărbătorim, suntem
Cred că în jur de 150 de persoane deja înscrise la Angels Day. O să facem iarăși o mare sărbătoare, așa că vă dați seama cum e o energie de genul ăsta și cum ne poate susține și cum fiecare dintre noi, tu, cel care urmărești, poți să contribui prin lumina ta și prin modul în care tu te deschizi lucrând cu tine să contribui la a lumina, să zic, tot ceea ce se întâmplă în acest moment. Scânteia divină din mine, salută, scânteia divină din tine, mulțumesc și nu uitați, la mulți ani, încă o dată, ne onorăm rădăcinile și rămânem conectați pentru că nimic nu este întâmplător. Vă pup cu drag, ne vedem săptămâna viitoare!